Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias din Baia Mare. Vă propun astăzi să utilizăm platforma Google Classroom din punctul de vedere al unui elev. Pentru aceasta ne logăm cu contul Gmail, introducem adresa de e-mail primită de la școală și parola pe care o veți schimba după prima logare. Veți avea de făcut câteva setări ce privesc aplicațiile pe care le veți accesa cu acest cont, asta numai când accesați prima dată contul, iarăși setările despre care spuneam mai înainte. Accesând căsuța poștală, veți găsi invitațiile trimise de profesorii claselor din care veți face parte. Propun să acceptați invitațiile în clasă. Ați intrat în clasă. Aici este clasa de fizică, a 6-a A. Observăm spațiul de anunțuri, acest stream, spațiul de lucru, classwork, și colegii din clasă îi vom găsi acolo la butonul People. Vom găsi sarcini de îndeplinit și materiale de studiat. Observăm că avem aici o temă, în 22 martie 2021 a fost dată. Avem și un material adăugat numit densitatea corpurilor. Studiem acel material, este un film de pe YouTube unde aflăm noțiuni despre densitate. Vom avea de asemenea de rezolvat tema. Sunt indicații date pentru temă, să rezolvăm problemele 100 și 104. Tema este tocmai o poză dintr-o culegere. După ce rezolvăm tema, o putem returna. Dar pentru a putea rezolva, putem să punem întrebări suplimentare profesorului și să conversăm cu acesta pe marginea temei. Putem crea răspunsul la temă sau adăuga tema din calculatorul propriu sau telefon. Poză la caiet, la foaia de caiet. Rezolvarea temei poate fi realizată în diferite moduri, ca un document, ca o prezentare, ca un tabel, ca un desen, scrisă direct pe caiet și făcută o poză pentru a o putea returna. Putem marca drept rezolvată această temă, chiar dacă nu am rezolvat-o. Nu trimiteți tema nerezolvată. În meniul din stânga veți găsi toate cursurile, clasele, la care sunteți participant și butonul To Do, unde sunt sarcini de îndeplinit. Pe flux a apărut anunțul cu privire la testul pe care îl veți avea de rezolvat. Acesta este un test grilă, pare că nu este dificil. Va trebui să bifăm răspunsul corect. Acest test nu a fost conceput corect, vom afla în episodul următor și o să vedem noi din ce motiv nu a fost conceput corect. Succes!